De vreți să știți, copiii mei, cât vă iubesc. Întrebați vântul cel de seară, atunci când noaptea lin coboară. Întrebați luna când răsare, oricarul mic sau carul mare. Întrebați stelele pe rând, doar toate știu cât vă iubesc și cât vă port în gând. Iar dimineața în zori, întrebați roa de pe flori, întrebați izvorul de munte, doar toate știu că am doruri multe și toate vor răspunde încet cât vă iubesc și cât vă aștept. Doamnelor și domnilor, o poezie a poetului popular Ana Cadar din Ilieș, cea care, dacă nu s-ar fi grăbit să treacă atât de repede în lumea celor fără dor, în curând ar fi împlinit 80 de ani. Ana Cadar, pentru că despre ea este vorba, din Ilieș, lângă Sovata, născută pe 11 mai 1927, și pentru că uneori lucrurile fizice nu se mai pot repeta, este lângă noi fiica domniei sale, este vorba de Sămărghițan Ana, cea care a și deschis acest moment liric, îi spunem noi, cu o poezie care probabil merge cel mai ușor la sufletul omului. Pentru că oricât de multe am spune noi și oricât de frumoase ar fi lucrurile spuse, cred că cel mai bine o cunosc cei aproape sau cei care au fost foarte aproape Anei Cadar. Haideți să începem un fir al poveștii și să ne spuneți în câteva cuvinte cine este poetul popular Ana Cadar din Ilieș. Ana Cadar, o femeie extraordinară, ea s-a născut în comuna Chiheru de Jos, a copilărit și a trăit acolo până la vârsta de 17 ani, după care 3 ani de zile a lucrat la un cămin de studente în București. Din nefericire, tatăl a decedat și a trebuit să revină în satul natal. S-a căsătorit, a trăit cu primul soț timp de 9 ani, dar, din păcate, în urma unui tragic accident, a decedat, a rămas iarăși singură. După câțiva ani și-a găsit de lucru lângă orașul Sovata, în satul Ilieș, unde l-a întâlnit pe tata. S-au căsătorit, după câțiva ani au apărut și copii. Suntem 3 copii, eu sunt cea mai mare, am un frate care locuiește, a rămas acasă, și o soră care este la Sovata. Ea a fost o femeie extraordinar de harnică, a ținut foarte mult la familie. O perioadă n-a lucrat, a stat lângă noi, ne-a crescut, ne-a îndrumat. Pentru că pe Ana Cadar lumea o știe prin versurile sale, prin ceea ce a creat, din amintirile pe care le aveți, pentru că, normal, despre mama cred că nu se poate vorbi decât la superlativ, dar vă mai aduceți aminte când își găsea răgazul și răstimpul necesar pentru a și scrie? Sau ce o inspira în mod deosebit? O inspira foarte mult natura. Tot timpul plăcea să iasă în pădure, în mijlocul naturii, râul de munte, o frunză verde, adierea vântului. Și inspirația de multe ori venea în timpul nopții. Se trezea noaptea, compunea? Și începea să compună poezia. A doua zi își relua și mai îmbogățea, reîmprospăta, revitaliza, ca să putem spune așa, câte un vers. Până acum bănuiesc că ați găsit în casă destul de multe caiete, pe unele le-ați transcris, văd, în varianta digitală. Dar cam câte poezii a scris Ana Cadar? Pot să spun peste 100, mai mult. Dintre ele, din păcate, s-au mai pierdut, s-au mai deteriorat. Ați văzut și caietul dânsei, care l-am regăsit și am încercat să... Ați încercat să le... Da, să le regăsesc. Da. Mergea des la concursurile de gen, la festivalul, la întâlnire cu poeții populari? Participa foarte mult la întâlniri. O perioadă a participat și la concursuri de cântece populare, pentru că avea voce extraordinară, în afară de a compune poezii, de acest talent, cu ansamblul din orașul Sovata, Orchestra Populară.
Ani de zile, da, a participat la diferite concursuri în județ, în țară, unde a primit foarte multe diplome, pe cum ați văzut, și foarte multe distinții. A fost iubită, într-adevăr, de foarte mulți. Dacă vă aduceți aminte, în casa părintească acolo la Ilieș, se întâmpla să se adune lumea să asculte poeziile sau dacă mai veneau și alți poeți populari la dumneavoastră pentru așa anumitul schimb de experiență? Se întâmpla, da, da. De multe ori vecinii, cunoștințele, neamurile, prietenii sau oriunde. Nu era neapărat nevoie chiar în casă la noi, cum venea de exemplu și la mine aici în Târgu Mureș sau oriunde apărea ea, apăreau și poeziile ei. E vreo poezie care v-a rămas mai aproape de suflet decât celelalte, pe care să o știți aproape pe de rost? Da, poezia care am citit-o, de vreți să știți copiii mei, și mai este o poezie care îmi place foarte mult, poezia care a scris-o chiar de ziua în care m-am căsătorit. Bănuiesc că în care ne-am despărțit. Da, adresată, da. Un fel de despărțire. Un fel de despărțire, așa, da, da. De la mamă, da, de la fată. Da. Pentru că spuneați, unul dintre dezideratele dumneavoastră personal în ceea ce o privește pe doamna Ana Cadar este acela de a aduna toată creația într-o carte, într-un album post-mortem, cei drept. E destul de aproape de realizare, să înțeleg. Da. Este un vis atât de mare încât bănuiesc că nu este peste puteri să fie realizat. Da, și o să încerc să... Să le adunați pe toate și da, să le puneți într-un singur loc. Da, într-un singur loc. Care a fost cea mai mare, hai să spunem, împlinirea mamei din punctul ăsta de vedere? Bănuiesc că vă spunea deseori că îi pare bine că i s-a publicat o poezie în diversele cărți pe care le avem exact. Și noi aici în față, da, sau... Da. Că a fost ascultată la diverse cenacluri. Bănuiesc că a participat și la cenacluri. Da, 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 cum să nu. Da. Acestea erau întotdeauna clipe ei cele mai fericite. Când putea să recite o poezie, când mai compunea și ne reda ultima poezie, erau cele mai fericite clipe ale ei. Credeți că de acolo de sus v-a transmis la una dintre fiicele sale vreun dar mai aparte sau sensibilitate aparte? O sensibilitate, da. Dar, din păcate, nu putem să spunem despre a compune, dar sensibilitate, da. Nu mai citiți o poezie? Dorule, te-aș întreba, unde ai căsuța ta? E aproape de a mea? Eu cred că este aproape. De mă găsești zi și noapte. Mai spune-mi, Dorule, spune, pe ce cărări vii la mine? Dimineața când mă scol, eu te găsesc în ocol. Pe drum, pe ce cărare vii ziua în amiaza mare? Tu vii și pe înserat, dar nu știu pe ce drum iac. Dorul mi-a răspuns blajin, am casa la tine în sân, am casa de bună seamă, în inimă bună de mamă, ce copiii cu drag îi crește, de orice rău îi ferește. Iar când mari au crescut, îi poartă grija și mai mult. Copiii pleacă departe, la școli ori la facultate, la muncă ori cătănie, mama rămâne pustie. Am rămas și noi așa cu gândul dus departe, pentru că am ascultat-o pe Ana Samărchițan, fiica Anei Cadar, din Ilieș, de lângă Sovata, un remember pentru acest poet popular. Ați văzut mai câte diplome poți să aduni în decurs de o viață. Și spunea la un moment dat într-un testament, într-un poezie testament,